Bună seara, dragi prieteni! Finlanda închide granița pentru ruși și Vladimir Putin se pregătește de ceremonia de anexare a teritoriilor în care a organizat referendumuri cu pistolul la tâmplă. Se întâmplă și alte lucruri foarte, foarte, foarte interesante, mai ales pentru noi, dragi prieteni, pentru că subiectul principal al discuției rămâne această agresiune a Imperiului Răului și, sigur, agresiunea militară și nu numai agresiunea militară, multe alte informații foarte interesante care au aplicabilitate și în realitatea românească. Știți că eu am vorbit în playlistul despre războiul din Ucraina și nu numai, de exemplu în playlistul despre capcana electorală AUR, am atras atenția asupra ineficienței inexplicabile, aparentei lipse de competență sau de interes în combaterea și eradicarea grupărilor care fac propaganda Rusiei, în tratarea, dacă vreți, și combaterea fenomenului războiului hibrid și operațiunilor de dezinformare și manipulare făcute în interesul dictatorului Putin pe teritoriul României, inclusiv prin grupări politice, prin interese comune, convergente cu interesele unor televiziuni. Există chiar televiziuni cu totul care se ocupă cu asta, cum este televiziunea Metropola TV, a celebrului Florentin Pandele, unde activează fel și fel de buvuzele ale propagandei Rusiei, buvuzele care anterior, în campania electorală, au activat foarte agresiv pe rețele sociale pentru fostul primar Dan Tudorache. Fost primar care a băgat foarte mulți bani din bugetul sectorului 1 într-un proiect legat de Chișinău și de un liceu, de unde vine un parlamentar AUR, Boris Volosatei, dacă nu mă înșel, ăsta este numele lui. Deci sunt niște lucruri foarte, foarte dubioase. Și instituțiile statului n-au acționat, oameni buni. Inclusiv eu sunt victima unor infracțiuni comise de către pagini false, de către troli care fac propaganda Rusiei și dicotul nu există. Nu există, oameni buni. Pur și simplu dicotul nu face nimic. Acum, noi știm ce colcă e acolo la dicot, ce probleme imense sunt, cum își amalizează aia dosare pentru prietenii președintelui Klaus Iohannis. Am vorbit despre asta, nu mai vreau să reiau aceste teme. Dar, ca să vedeți că este o problemă și ca să vedeți, prin comparație, cât de gravă este aparenta lipsă de reacție, că nu îndrăznesc să zic complicitate, a unor instituții cheie din sistemul de siguranță națională românesc și din sistemul de judiciar românesc, sistemul de anchetă penală, da, parchet, poliție și așa mai departe, este bine atunci când apar cazuri în care în alte țări sunt prinși agenții de influență, spionii dictaturii lui Putin și instituțiile judiciare din țările respective își fac datoria, este bine să ne uităm la aceste informații. Este bine să le citim cu foarte mare atenție pentru că prin comparație înțelegem anomalia de la noi. Am vorbit, de exemplu, recent despre ce s-a întâmplat în Bulgaria, unde pe toți de la ambasada rusă i-a dat afară, pentru fel și fel de implicări și acte de spionaj. Iată ce se întâmplă, dragi prieteni, în Muntenegru. Actual 24 scrie, astăzi Muntenegru a arestat 36 de ruși pentru spionaj. 6 dintre cei arestați sunt diplomați. Muntenegru, o țărișoară micuță. Cum să nu-și imagineze cineva că dacă în Muntenegru ăștia fac asemenea activități, încât s-a ajuns la asemenea arestări, în România, domne, nu fac nimic ruși. Nimic, 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 nimic. Și tot ce vedem noi, propaganda rusofilă, toate nebunile, șparanghelistele, diplanii, aurelianii, psihopați, cine mai vreți dumneavoastră, simionii și așa mai departe, tot sunt din conștiință, n-au nicio treabă. Întâmplător ei rostogolesc punctaje al dictatorului Putin. Întâmplător vorbesc despre ROE-exit și NATO-exit și ce vrea dementul de la Moscova. Dar ei vorbesc din conștiința lor, n-au nicio legătură. Și faptul că domnul Lulea, fondatorul AUR, bate cuie în clădirea Federației Ruse și vin din conturi din ruble de la Moscova plăți, este iarăși o întâmplare, da? Pentru că la noi nu există. Sau există și instituțiile statului și-au făcut datoria. O glumă foarte bună, dragi prieteni. Haideți să vedem ce se întâmplă în Muntenegru, da? 38 de persoane, în principal rezidenți ruși, au fost arestate în Muntenegru sub suspiciunea de spionaj. A dezvăluit Joy Cotidianul local Popjeda, citând surse neidentificate. Anterior, în cursul zilei,
premierul Dritan Abazovic a declarat într-o transmisiune live a ședinței de guvern că este în desfășurare o operațiune internațională cu asistența unor parteneri externi, la care participă procuratura de stat din Muntenegru pentru apărarea intereselor țării, dar nu a oferit detalii. Muntenegru, bineînțeles, este țară membră NATO și, candidată la aderare la Uniunea Europeană, s-a alăturat sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei, în urma invaziei acesteia în Ucraina. În trecut, Podgorița a expulzat diplomați ruși. Potrivit publicației PopGeda, ofițerii operativi ai Agenției pentru Securitate Națională din Muntenegru și procuraturii speciale de stat, cum ar fi DICOT-ul de la noi, DICOT-ul care la noi nu există, doarme. DICOT-ul se ocupă să îi scoată pe aia de la jandarmerie care au bătut oameni, DICOT-ul se ocupă să mușamalizeze mari cazuri de evaziune fiscală, inclusiv cazul prietenului președintelui Klaus Iohannis. Ăsta este rolul DICOT-ului în România. În rest, toate salariile alea mari de la DICOT și acolo au unele dintre cele mai mari salarii sunt la DICOT, da? Care generează niște pensii din alea de o nesimțire cruntă, oameni buni. Cruntă! Deci se ridică părul măciucă în cap atunci când le vezi salariile și pensiile. Toate alea sunt degeaba. Degeaba. Le plătim degeaba, oameni buni. Degeaba. O căruță de bani. Mai bine am dat banii să construiască școli, spitale, autostrăzi. Mai bine am dat profesorilor sau medicilor mai mulți bani. Da? Decât să le dăm ăstora la DICOT care nu fac nimic toată ziua. Da? Nimic, oameni buni. Nimic. Ba, nu. Mușamalizează dosare. Mai ales pentru prietenii președintelui Klaus Iohannis. Da? Deci, ofițerii procuraturii și Agenției de Securitate Națională au reținut 30 cetățeni ruși cu permis de ședere temporară și 2 muntenegreni sub suspiciunea de spionaj. Agenția de presă de stat rusă TASS a transmis anterior, citând portalul muntenegrean, Vijești, că joi au fost arestați la Podgorița câțiva cetățeni muntenegreni cu suspiciunea că ar fi lucrat pentru serviciile de informații rusești. Unul dintre aceștia, conform acelor surse, ar fi un angajat al administrației de stat, care, în decurs de mai bine de 10 ani, a acționat în beneficiul spionajului rusesc. Ce ziceți? Dacă în Muntenegru e așa ceva, la noi o fi? N-o fi? Ce părere aveți? După cum arată spațiul public? După cât de multă minciună, dezinformare, manipulare pro-putinistă este în această țară? După faptul că avem Dita Mai Partidul, fondat de un individ care încasează bani pentru lucrări executate într-o clădire a Federației Ruse. Oameni care au aplaudat în stradă la ambasada Rusiei, l-au aplaudat pe Putin în plină pandemie, da? Diplan cu șparanghelista și cu restul trompetelor rusofile, care acum sunt pe la televiziunile lui Toarășul Pandele, al lui clanul Firea Pandele, da? Ce părere aveți? De ce credeți dumneavoastră, dragi prieteni, pun acum întrebarea la început, de obicei o pun la final, pentru cei care urmăresc până la final comentariul meu, suntem în primele 7 minute, toată lumea se uită la minim 14 minute din materialul video, indiferent cât durează el, da? Deci toți cei care vizionează materialul aici sunt prezenți, da? Vă rog foarte mult, vă rog din suflet, măcar jumătate dintre dumneavoastră, dacă scrieți, este excepțional. Ce părere aveți? Există sau nu există? Cum vă explicați faptul că la noi nu sunt zeci de arestări, n-au fost sute de arestări? A fost la un moment dat un comunicat, domne, vor fi obligați să părăsească țara niște angajați de la ambasada Rusiei. Dar n-au zis cine, când, cum, nimic concret. Dar a fost un comunicat și la revedere. Nu știm dacă a plecat grădinarul, dacă a plecat instalatorul, cel care înșurubează și deșurubează becurile. Nu știm, nimic nu știm. Dar știm că activitatea de dezinformare, de manipulare, de incitare la ură, făcută de trolii Rusiei din România, este mai agresivă decât niciodată în această țară. Sunteți de acord cu mine când vă spun că instituțiile statului sunt într-o incompetență scandaloasă sau o complicitate extrem de dubioasă cu interesele Moscovei, oameni buni? Vă rog să-mi scrieți ce părere aveți pe despre această lipsă de reacție a instituțiilor statului din România. Potrivit surselor citate, agenția de presă rusă TASS, Procuratura Specială de Stat Muntenegrean ar fi negat informațiile despre arestări, confirmând doar efectuarea unor percheziții. Poliția ar efectua doar percheziții. Ambasada Rusiei din Podgorița nu a răspuns deocamdată la o solicitare din partea Reuters pentru a face un comentariu cu privire la aceste rețineri. Nici responsabilii ANB și SDT nu au putut fi contactați pentru comentarii, Agenția de Securitate și Parchetul. În 2016, Muntenegru a acuzat agenți ruși de implicare într-un complot pentru a aduce opoziția pro-rusă la putere. A? Vă seamănă, oameni buni, cu infiltrarea grupării aurolace, extremista aurolacă, condusă de huliganul șef Georgica K. Gargara? Vi se pare că seamănă puțin? Cum vă explicați că la noi instituțiile statului
n-au luat nicio măsură, ba chiar pe timpul pandemiei, când exista legislație specială, oameni buni, privind securitatea sanitară, n-au făcut nimic, i-au lăsat pe ăștia. Vă dați seama ce complicități avem la vârful statului român? Din motive de oligarhie, din motive de corupție. Ca să vă și explic cu subiect și predicat un debat. Un debat. Acolo bat, la corupție. La oligarhie. Unii dintre ei probabil sunt direct legați de Moscova. Mulți dintre ei sunt cu siguranță controlați cu dosarele de la securitate. Și vin din străfundurile FSN-ului. A se vedea tovarășul Andrei Marga, care a făcut niște declarații în favoarea dictaturii lui Putin. Alții poate că nu sunt direct, cum e Lulea, de exemplu, care era, este antreprenor general la clădirea deținută de Federația Rusă. Da? Aia e directă, de relație directă de afaceri. Bani, da? Alții poate că nu sunt direct legați, dar sunt corupți, oameni buni, putre de corupți. Și vor în țara asta oligarhie. Și sunt conștienți că dacă România rămâne în Uniunea Europeană, dacă rămâne în NATO, trebuie să adopte standarde ale statului de drept care vor duce la anchete penale, care vor ajunge la averile lor dobândite din corupție și furt. Și atunci dacă ăla se agită la Moscova să rupă România, zic, bă, la revedere, pa calu, îi oferim ce vrea, îi dăm țara pe tavă și noi rămânem cu averile noastre și cu milioanele pe care le-am făcut și cu acest modus vivendi. Despre asta este vorba, oameni buni. Și statul român, din păcate, pare a fi controlat de către aceste găști oligarhice, judecând cel puțin după lipsa totală de reacție pe timpul pandemiei și acum, în timpul războiului din Ucraina, față de grupările rusofile care acționează prin cartelul Mafia Media, acționează în stradă prin trompete false civice și acționează în politică, oameni buni, prin grupări rusofile putiniste declarate, oameni buni. Da? Partide făcute din Coaliția pentru Familie, care împreună cu Dragnea organiza referendumul pentru familia tradițională de ziua lui Putin. Ce e mai clar decât atât, oameni buni? Ce poate fi mai clar decât atât, da? Dragnea care bloca exploatarea gazelor din Marea Neagră, în interesul dictatorului lui Putin. Deci mi se pare că lucrurile sunt atât de clare și mi se pare atât de trist, oameni buni, că există zeci de mii de hăbăuci, 500 de mii, care încă nu înțeleg ce e cu gruparea asta, da? Și mult mai grav este faptul că plătim salarii speciale, beneficii speciale, pensii speciale unor cetățeni, concetățeni din niște instituții speciale care aveau toate resursele să combată fenomenul ăsta de le zburau fulgii și care nu fac nimic, oameni buni, nimic, da? Nimic, nici în cazuri concrete. Eu am sesizat la DICOT, se fac 9 luni de zile și DICOT n-a făcut nimic, nimic, l-a luat și l-a pus la setar. Atât de mare este controlul, oameni buni. Este absolut incredibil. Dictatura lui Putin, știți că face mobilizare pentru că Ucraina avansează foarte rapid. A făcut referendum cu pistol la tâmplă, anexează teritoriile, mâine s-ar putea să fie ceremonia de anexare. Ca să zică, domne, armata Ucrainei nu și eliberează teritoriul, ne ocupă nouă teritoriu, dar să poată să declanșeze război, face mobilizare, numai că n-are cu ce. N-are cu ce, astfel încât rușii chemați la război și cumpără singuri, oameni buni. N-ați mai văzut așa ceva niciunde în lume. Deci se întâmplă niște lucruri în Rusia asta. Deci este ireal. N-ați mai văzut așa ceva niciunde în lume. Da? O țară să invadeze altă țară, dar să nu mai aibă resurse militare. Și să le zică cetățenilor, cumpărați bocanci, căști, ce vreți dumneavoastră? Găuri în izmenele armatei ruse. Deci îi trimite pe ăștia rupți în fund. Nebunul Putin, dictatorul, dezaxatul, derbedeul planetei, Putin, trimite rușii rupți în fund, da? Cu nădragii rupți în fund, cu izmenele rupte în fund, da? Sau fără izmene, îi trimite pentru visul lui bolnav și pentru demența lui de a reface Imperiul Sovietic, da? Ca să înțelegeți despre ce vorbim. Universul.net face o traducere astăzi foarte interesantă din site-ul Meduza, care citează discuții din Comersant cu reprezentanții unor unități comerciale din Rusia. Găuri în izmenele armatei ruse, lipsurile trădate de febra cumpărăturilor de haine și medicamente. După decretarea mobilizării, în unele magazine de îmbrăcăminte și echipamente militar, fluxul de cumpărători a crescut cu 40%, notează Meduza, care citează discuțiile Comersant cu reprezentanții unor unități comerciale. Oamenii achiziționează în principal cizme de iarnă, saci de dormit, căciul, măști, mânuși tactice, îmbrăcăminte din material impermeabil și lână, potrivit angajaților unui magazin specializat de îmbrăcăminte de lucru. O rețea de magazine din teritoriul Primorski a semnalat probleme cu stocurile de veste antiglonți de bună calitate, căști și truse de prim ajutor, notificări privind posibila absența anumitor produse
au apărut și pe site-urile unor magazine online specializate. Farmaciile s-au confruntat și ele cu consecințele mobilizării. Cumpărătorii vin acolo cu liste de medicamente și dispozitive medicale primite de birourile militare de înregistrare și înrolare, susține o sursă Comersant. Pe lângă antivirale, analgezice, medicamente pentru diaree și bandaje, astfel de liste include, de exemplu, garouri și agenți hemostatici. Garourile și pansamentul au fost cumpărate cel mai repede în primele zile de la mobilizare, a mai spus interlocutorul. După anunțarea mobilizării, s-a triplat și cererea de carduri SIM, virtuale turistice, după cum a declarat pentru Comersant, directorul general al unei companii de telecomunicații. Potrivit acestuia, cea mai vizibilă creștere a cererii este la cardurile SIM turistice pentru utilizare în Kazahstan. De asemenea, rușii au început să cumpere mai multe carduri SIM gri. În ultima săptămână, cererea a crescut cu 50%, a declarat unul dintre comercianții online. Europa Liberă consemnează faptul că Putin va semna anexarea celor patru teritorii ucrainene, în care a organizat false referendumuri, și SUA anunță un ajutor suplimentar de 1,1 miliarde de dolari pentru Ucraina, inclusiv finanțare, fiți atenți aici, oameni buni, pentru 19 noi sisteme de rachete HIMARS. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, menite să facă Kremlinul să plătească pentru escaladarea conflictului din Ucraina. Acestea include un plafon la prețul petrolului rusesc și restricții suplimentare ale comerțului cu tehnologie înaltă. Kremlinul susține că incidentul la gazoductul Nord Stream din Marea Baltică, unde s-a mai constatat o nouă gaură în conducta respectivă, ca să mă explic cât mai popular și cât mai bulevardier, da? Ar fi un act de terorism. Sigur, Rusia susține, arată cumva cu degetul către Statele Unite, încă nu este foarte clar ce s-a întâmplat acolo. O să vedem ce informații vor mai veni. Este vorba de a patra spărtură, revista 22 scrie pe această temă, descoperită de Suedia la gazoductul Nord Stream 2. Este știrea de astăzi. Pază de coastă suedeză a descoperit o a patra scurgere de gaz din conducta Nord Stream. A anunțat un purtător de cuvânt al acesteia conform unui ziar local citat de Reuters. Două dintre aceste patru scurgeri sunt în zona economică exclusivă a Suediei, a declarat Jenny Larsson, purtătoarea de cuvânt a pazei de coastă suedeze. Celelalte două breșe sunt în zona daneză. Deși niciuna dintre conducte nu era un uz în timpul exploziilor suspectate, ele erau pline cu gaz, care acum se eliberează în mare. A patra spărtură a fost detectată la Nord Stream 2 în apropiere de o spărtură mai mare la conducta Nord Stream 1. Apropiată, a anunțat paza de coastă suedeză. Uniunea Europeană suspectează că un sabotaj ar fi provocat scurgerile la conductele subacvatice rusești și a promis un răspuns robust dacă este vorba de orice perturbare intenționată a infrastructurii sale energetice. Din spot media aflăm că Rusia a lăsat soldați, fără soldați, flancul Baltic. Se pare că n-are Putin destul de multă carne de tun. Și acum în Ucraina mor. S-ar putea să nu mai aibă cu ce să îi înlocuiască între timp, scrie Alexandra Șandru pe spot media astăzi. De când Rusia a lansat invazia în Ucraina, Kremlinul a retras tot mai multe forțe din bazele sale din Europa de Nord pentru a locui pierderile masive de pe frontul activ. Numai puțin de 80% din soldații săi, care erau staționați în bazele de la granițele cu state baltice și sudul Finlandei, au fost relocați în Ucraina, potrivit informațiilor obținute de Foreign Policy din trei surse oficiale din regiune. Retragerea pe care am văzut-o din aceste regiuni în ultimele 7 luni e masivă. Rusia a ținut să ne arate forța prin trupele de pe teren din coasta noastră timp de decenii. Acum pur și simplu nu mai sunt. A spus un oficial de rang înalt, sub condiția anonimatului în sudul Finlandei. Parte din trupele retrase în această regiune erau din armata a 6-a, care tocmai a fost zdrobită de contraofensiva ucraineană din Harkov. În ceea ce privește flota aeriană militară din nord, situația nu s-a schimbat. La fel și pe mare, unde tot ce are mai puternic Moscova a staționat la baza din peninsula Kola. Au fost observate însă mutări de echipamente militare, inclusiv sisteme antiaeriene și antirachetă, potrivit imaginilor din satelit obținute de presa finlandeză. Multe forțe, spune ministrul apărării din Lituania, au fost folosite pentru a garanta suficientă putere de luptă la începutul invaziei în februarie. Cum pierderile Rusiei au fost foarte mari, au trebuit să înlocuiască trupele și armamentul în timpul luptei. Forțele rusești s-ar putea confrunta cu o înfrângere iminentă în liman, explică G4 Media. De fapt, G4 Media face o traducere din Sky News.
Sunt foarte multe traduceri din presa occidentală. Eu aș putea să vă prezint din surse originale, dar vreau să vă prezint site-urile în limba română pe care le mai și citesc și care mi se mai par și mie cât de cât de încredere, dincolo de informațiile pe care le transmit despre fiecare subiectul cel mai important și informațiile cele mai importante pe acel subiect din fiecare zi, să vedeți și care sunt site-urile pe care vă puteți informa cât de cât corect, fără să riscați să fiți intoxicați. Site-uri care sunt cel mai puțin probabil sub influența operațiunilor de manipulare și dezinformare făcute 90% din presa română prin cartelul Mafia Media. Think Tank-ul Institutului pentru Studiul Războiului raportează că armata rusă se confruntă cu perspectiva unei înfrângeri iminente în orașul Liman, la sud-est de Izium, potrivit Sky News. Institutul pentru Studiul Războiului afirmă că bloggerii militari ruși au discutat miercuri cu îngrijorare tot mai mare despre avansurile ucrainene în acea zonă, sugerând că forțele ruse din zonă s-ar putea confrunta cu o înfrângere iminentă. Liman este un oraș de aproximativ 20.000 de locuitori din Donetsk, la aproximativ 20 de kilometri de granița cu legiunea Lugansk, nu departe de Lisiceansk și Severodonetsk, care a fost scena unor lupte aprige în primăvară. Institutul respectiv spune că bloggerii militari ruși au afirmat că trupele ucrainene amenință pozițiile rusești și liniile de comunicații care sprijină militarul, frontul respectiv. Prăbușirea buzunarului Liman va avea probabil consecințe foarte importante pentru gruparea rusă din nordul regiunii Donetsk și vestul regiunii Luhansk și poate permite trupelor ucrainene să amenințe pozițiile rusești de-a lungul graniței de vest a regiunii. Evoluția ar veni după pierderile rusești în urma contraofensivei ucrainene din regiunea Harkov, iar institutul afirmă că acest câștig ar scădea și mai mult moralul rușilor și ar atrage o furie suplimentară din partea naționaliștilor de acasă, în timp ce mobilizarea parțială a lui Putin întâmpină rezistență din partea celor care fug din țară. O să vedem ce măsuri directe, militare, active va lua Moscova după ce încorporează regiunile respective în teritoriul lor, da, în urma referendumurilor false, făcute cu pistol la tâmplă, și ce se va întâmpla din punct de vedere militar după aceea. Cert este, oameni buni, că marea armată a marelui imperiu al răului, al celui mai mare derbedeu al planetei, Vladimir Putin, este cam ruptă în fund, oameni buni, și soldații își cam cumpără singuri cele necesare. Ceea ce înseamnă că este foarte greu de crezut că vor face față contraofensivei din Ucraina, sprijinită foarte puternic. V-am explicat, Statele Unite tocmai au mărit ajutorul cu sume considerabile acordat forțelor militare ale Ucrainei. Ce este important pentru noi, oameni buni, să urmărim ce se întâmplă în țară. Să urmărim toate aceste grupări politice, toate aceste cozi de topor care fac interesele dictatorului Putin, din motive de oligarhie sau legături directe, este irelevant, și să ne mobilizăm la vot, oameni buni, în 2024. Dacă nu facem asta, e vai de viitorul nostru, al copiilor și al nepoților noștri.